Zero ansambluri rezidențiale s-au dezvoltat în Buftea în ultimii 10 ani. Zero! Abia în 2022 s-a dat drumul la ansamblurile rezidențiale în Buftea. Avem verde la dezvoltare. De ce? Cum? Stați să vedeți. Nu, hei, am exagerat. Un singur ansamblu rezidențial s-a dezvoltat în Buftea în ultimii 10 ani. Care e? Ghici? Al familiei Pistol. Acolo, lângă Balon, pe Puțul Oii, pe Independenței, pe partea cu cartierul pentru tineri, acolo unde locuie și domnul primar, s-a dezvoltat încet, încet, dar sigur, un singur ansamblu rezidențial. O să vedeți în continuare că vă voi explica, mai apar încă două puzuri acolo, două ansambluri rezidențiale lipite în apropiere, deci se va extinde acel cartier al domnului primar. În afară de acest cartier care s-a dezvoltat în ultimii ani în Buftea, nimic nu s-a mai dezvoltat din punct de vedere rezidențial. Da, cât o casă aici, colo, câte cineva a mai făcut o casă și a vândut-o, maxim două, bineînțeles, afară de apropiații domnului Pistol, care au făcut în continuare exact acolo în numele lui. În rest, în timp de 10 ani s-au votat în Consiliul Local doar 6 puzuri. Votul în Consiliul Local este ultima fază a unui puz, ultima fază a aprobării unui puz, după ce el stă, depinde al cui e, ani de zile în sertare pe la primărie, sau se plimbă de colo-colo. În 10 ani doar 6 puzuri au fost votate în Consiliul Local, 4 dintre ele ale apropiaților, adică ale familiei Pistol, iar alte două, probabil, nu știu exact persoanele, dar probabil că sunt cunoștințe, că altfel nu se aprobau așa ușor. Unul dintre ele, știm sigur, v-am mai explicat, este implicat un nume important din USR, așa nume Ciprian Teleman, de la fostul ministru al digitalizării. Mă rog, nu mai contează. Asta vreau să vă spun, că din 2022 s-a dat drumul la dezvoltare. Paradoxal, într-o perioadă, nu știu, care nu spunea mare lucru înainte de război, înainte de finalizarea, de terminarea sau, mă rog, de stingerea pandemiei, dar într-un moment în care se vorbea la nivel național de uriașul ansamblu rezidențial Sectorul 0 din Mogoșoaia, în Consiliul Local au fost introduse pe ordinea suplimentară, adică pur și simplu m-am trezit cu ele pe birou, la ședință, cu 6 proiecte pentru aprobarea a 6 puzuri în Buftea. Am rămas șocat, pentru că 10 ani de zile nu am văzut așa ceva în Consiliul Local, decât v-am spus ceva previzibil are apropiaților primarului, iar peste noapte m-am trezit cu 6 puzuri de votat. M-am abținut la toate, bineînțeles, pentru că nu știam ce e în el, nu puteam să votez ceva ce nu am văzut niciodată, ce nu am citit, ce nu m-am informat, nu m-am documentat. M-am abținut, deși asta nu înseamnă că sunt împotriva dezvoltării, bineînțeles, chiar sunt pro-dezvoltare a orașului, pro-ansamblu rezidențial în Buftea și atenționez pe conservatorii din Buftea, ca să spun așa, cei buftenii jet-be-jet care nu vor străini Buftea, pentru că nu e așa, vin să ne fure, nu știu, aerul, că este vital pentru oraș ca aceste ansamblu rezidențiale să apară și în Buftea. Diferenția de actualul statut de, cum îi spunem noi, autoironic, sat cu blocuri. Toate localitățile din Ilfov au dezvoltat ansambluri rezidențiale. Toate, și la Nuci, Gruiu, d-astea s-au dezvoltat. Numai la Buftea nu s-a dezvoltat. Care a fost motivul? Bineînțeles că este o decizie a conducerii primăriei, adică a domnului primar, care a luat decizia să nu dezvoltăm nimic timp de 10 ani în Buftea. De ce? Încă nu știm. Pentru că probabil dânsul are foarte multe terenuri în Buftea și are foarte multe proiecte imobiliare, încât nu a vrut ca alții să dezvolte înaintea lui. Și-a așezat niște ape, și-a, prin mai multe decizii, în cascadă, așa, și-a practic majorat prețul terenurilor. Probabil că ăsta e motivul pentru care a așteptat atâta timp. Iar acum v-am spus, peste noapte, surpriză, deși sunt
niște decizii importante pentru oraș. Ar fi putut fi puse în dezbatere publică, 3 zile măcar, să ni le fi dat nouă consilierilor locali, cu 3 zile înainte, cum spune legea, că așa spune legea, nu era nimic urgent, ni l-au pus pe ordinea suplimentară, cum spune legea, în cazul proiectelor urgente. Asta nu era nimic urgent, să întârzie încă o lună, cum au întârziat atâția ani. Dar, probabil ca să nu existe discuții la nivel civic în Buftea, să nu apară vreo idee, nu știu, vreo ceva din senin, ni l-au băgat sub masă. Bineînțeles că nu le-am votat, eu le-am votat majoritatea dânsului PNL-PSD. La prima vedere v-am spus, sunt chestii ok, nu e nimic dubios acolo, nici măcar ansamblul rezidențiale, pozurile dânsului, familiei dânsului care au fost acolo, nu e nimic suspect acolo. Știm cum procedează dânsul, donează terenurile și le parcelează aceste mari terenuri, pentru că are terenuri foarte mari, le parcelează, donează drumurile primăriei pentru ca primăria să le amenajeze, hello, din bani publici. Să introducă canalizare, apă și gaze. Tu, dacă ai un teren mai mare și vrei să faci 5 case pe el, să-ți faci puz, nu o să-ți fie aprobat niciodată, fraiere. Da? Mai mult, nu o să-ți bage primăria niciodată ție gaze și curent electric pe drumurile tale private. Nu. Pentru că ești fraier. Da? Și nu ești primar. O să mai vorbim despre chestia asta, că mai sunt ocazii. Vă voi povesti în continuare unde sunt aceste prime 6 puzuri, pentru că ele vor mai veni. Am văzut deja în oraș mai multe puzuri, mă rog, în oraș, afișe, practic anunțuri. Încă ele nu au fost supuse aprobării Consiliului Local. Nu se știe dacă vor fi aprobate, depinde ale cui sunt și ce intenții au, dar sunt multe intenții în Buftea de dezvoltare de ansambluri rezidențiale. Le-am văzut, vi le voi prezenta zilele următoare pe Expresul de Buftea, pe pagina de Facebook mai întâi, iar acum vom vorbi de cele 6 aprobate. Primul pe care cred că nu l-am cuprins în următoarele imagini, voi avea imagini de la fața locului în continuare. Primul despre care vreau să vă vorbesc este ansamblul rezidențial de la Comnord, pe locul fostei baze Comnord. După cum știți mulți, eu am lucrat la Comnord mai mulți ani, vreo 8 ani, în epoca de aur a Comnordului. Deci pe actualul amplasament al bazei Buftea, la stadion acolo, știți voi, strada stadionului, de fapt se numește strada șantierului, vis-a-vis de stadion, se va desființa toată baza Comnord și va fi un ansamblu rezidențial care va avea în mijloc o sală de sport pe, în locul actualei hale de producție oțel beton, care nu mai funcționează de ani de zile, bineînțeles. Nu mai funcționează nimic acolo de ani de zile. Vor fi blocuri cu 4 etaje, mai multe, cred că vreo 10 blocuri cu 4 etaje, cu o sală de sport asta în mijloc. Este un proiect care a fost lansat, un puz care a fost pus, ca anunțat, cred că acum vreo 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel. Deci el a stat în sertar la primăria Buftea aproape 3 ani, până când a intrat în Consiliul Local. Din ce motive, habar n-avem, nu o să știm niciodată de ce a stat atât de mult prin sertare pe la primăria Buftea. Însă iată că a primit verde și ar trebui să înceapă oricând lucrările de construcție acestui ansamblu rezidențial. Celelalte 5 vi le voi povesti, vi le voi arăta în cele ce urmează. Încă o dată vreau să repet, nu e nimic dubios aici, sunt pro dezvoltarea orașului, foarte bine că se vor dezvolta, sunt sigur că vor mai apărea multe ansambluri rezidențiale ale domnului primar. O să vă mai povestesc în zilele următoare. Deci, vrem doar ca odată cu dezvoltarea personală a dânsului, da, cu creșterea averii sale și cu creșterea prosperității familiei sale, să crească și orașul. Atât vrem. Nu vrem să sărăcească dânsul, nu-i vrem răul, vrem doar să câștige și orașul odată cu dânsul. Știm că din poziția în care e, își dublează practic profitul, orice dezvoltator imobiliar va avea un profit aproape la jumate decât are familia dânsului, pentru că nu e așa, are costuri foarte mici. Încă nu pot să vă vorbesc despre sistemul pe care l-a pus la punct pentru a dezvolta ansamblu rezidențiale cu costuri foarte mici. Vă prindeți voi, își donează terenurile primăriei, primăria bagă toate utilitățile înainte
să dezvolte el vreo orice pe acel teren, practic își majorează brusc prețul terenurilor. Nu mai vorbim că firmele că de, mă rog, furnizorii dânsului sunt... Da, am zis că nu mai vorbim. Hai să vedem și celelalte ansamblu rezidențiale și ne mai auzim pe tema asta, pentru că Buftea este, de-abia a început să se dezvolte, să știți. De-abia acum s-ar putea să fie prea târziu pentru noi buftenii, nu pentru dezvoltatori, din păcate. Pentru că am rămas mult în urmă, dar sperăm că va fi bine. Urmăriți în continuare imagini de la fața locului. Chiar pe malul lacului Buciumeni, pe malul înalt, e o poziție superbă, se vede toată Buftea din spate de acolo. Bine, și stația de epurare, dar e o poziție excelentă. Cartierul a trebuit un pic scos la lumină. E o poziție super, aici sus, pe lac. Și încă un ansamblu rezidențial. Aici, între ăla de acolo, ăla și ăsta de aici mai vechi, tot al dânsului. Dotat deja cu toate utilitățile, cutii de curent, doar să facă banul gros. Aici este puzul, ultimul puz cu ansamblu rezidențial al primarului. Aici va fi noul ansamblu rezidențial al primarului, strada... De aici începe strada Făgăraș. Ansamblul rezidențial va traversa strada, ce stradă e, Crișan, și va ajunge până la Cloșca. Cu această ocazie, cu câteva zile, am văzut că se lăudau cei de la primărie că au montat și becurile astea moderne, super iluminat public pe strada asta de pământ care duce în câmp, să termină acolo. E iluminat public mai ceva ca în spatele primăriei, pe strada Vlăsiei. Și cu ocazia acestui vot pentru ansamblu rezidențial al primarului, a căzut la datorie și acest panou cu o agenție imobiliară, o reclamă pentru acest teren de aici. A căzut săracul singur.